La grădinița PP16 din Arad este în plină pregătire sărbătoarea Dragobetelui. Băieții le dau fetelor flori. Dragobetele vestește venirea primăverii. Spune-mi, tu o să dai flori vreunei fete de Dragobete? Eu da. Într-adevăr, și la grădiniță sărbătoarea iubirii. Iubirea este de mai multe feluri. Știm că Dragobetele este în concurență cu alte sărbători care nu sunt tradiționale. De aceea dorim încă de la vârsta preșcolară copiii să înțeleagă ce înseamnă o sărbătoare tradițională românească și să înțeleagă felurile de a iubi. Cei din grupa mică pregătesc pentru prima dată surprize de Dragobete. Inimioară. Inimioară. Și ce culoare are? Roz. Și de ce pictezi tu inimioară? Pentru ziua iubirii. Pe mami și pe tati. Și cu ce ocazie le dai tu? Le dai inimioara asta? E vreo sărbătoare? Da. Ce sărbătoare? Pentru ziua iubirii. Pentru mami și pentru tati. Așa. Și de ce le dai tu inimioara? Ce vrei să le transmiți, să le spui prin inimioara asta? Că? E ziua iubirii. Deși au mai multă experiență, copii din grupa mare sunt la fel de entuziaști. Spune-mi, ce vă așteptăm? O inimă. Ce zici de inimioara pe care ai primit-o de la colegul tău? Eu zic că este frumoasă. După Dragobete vor începe pregătirile pentru 1 și 8 martie, toate sărbători prin care copiii vestesc sosirea primăverii. Floricele pe câmpii, hai să le adunăm copii. Floricele pe